Am mers la Costco și am zis repede, repejor, să vă arăt și vouă ce am cumpărat de la Costco. Toate produsele au costat 100 de lire. Am cumpărat strict ceea ce aveam nevoie, deși în Costco poți ușor să te pierzi și să faci foarte multe cumpărături, dar m-am abținut. În primul rând, praf de usturoi este o cantitate foarte mare pentru prețul pe care îl plătești, 7 lire și ceva, și are 620 de grame. Un astfel de borcan îmi ajunge foarte mult, cred că vreo 6 luni, și eu folosesc foarte mult praf de usturoi la mâncare. Nu puteam să merg în Tesco și să nu iau Victoria Sponge. Deja s-au mâncat din ele 6,99. 6 mini prăjiturele, să le spun așa, foarte bune, delicioase. Unul din produsele cele mai bune din Costco este acest bloc de mozzarella, 2 kg 30 și cred că acesta este în jur de 12-13 lire, un preț foarte bun pentru cantitatea asta, iar gustul ei este extraordinar de bun. Sugar drop, roșii din acestea micuțe, 908 grame, deci 900 de grame, 3 lire 90 a fost acesta, 3 lire 69, un pachet cu 6 ardei și am luat două pachete. De mult caut această cutie de detergent, am văzut-o la verișoara mea, ea spune că este super bună, dar trecută când am fost nu am găsit-o. Este un detergent universal, are 12 kg, 12,7 kg, detergent pudră pentru 400 de spălări, la fel marca lor proprie, 16 lire 99 a fost acesta. Un box cu 12 sticle de apă plată, 3 lire și ceva a fost ăsta și eu de obicei dau 3 lire și ceva pe un box de 6, așa că prețul a fost super, super bun și la acestea. În primul rând, un box din acesta cu hârtie de bucătărie, cu prosoape de bucătărie, sunt super, super bune acestea. Ultima dată când am cumpărat, mi-au ajuns, cred că aproape jumătate de an, sunt de la marca proprie Costco și sunt înăuntru 12 role, le cumpăr tot timpul și le voi recumpăra. Și cam asta a fost tot ce am cumpărat eu de la Costco. Spuneți-mi voi în comentarii ce alte produse recomandați de la Costco. De asemenea, eu mai cumpăr și balsamul de rufe, l-ați mai văzut în haulurile mele, dar și tabletele pentru mașina de vase, pentru că au un preț foarte, foarte bun. Nu uita să-l dai un like acestui clip dacă ți-a plăcut, să apeși butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o încă. Eu vă pup și ne vedem în clipul următor. Pupici!